adulți, diverse mărimi, plus un pachet de șervețele umede cadou, începând cu numai 54 de lei și 90 de bani. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. Numărul de magazine Lorimer a crescut cu încă unul. De acum ne găsești și în Hălăucești, pe strada Bisericii, peste drum de Liceul Teoretic Bogdan Vodă. Vă așteptăm cu o gamă largă de produse la prețuri fără concurență. Lorimer, comod și ieftin, aproape de casă. Să te înscrii la FEI. Viitorul ți-l faci cum vrei tu. Catelaia Flyer Boutique este o florărie rafinată situată în centrul orașului Pașcani, la parterul hotelului central. Echipa noastră este formată din specialiști în domeniul designului, instruiți să conceapă cele mai deosebite buchete de flori, aranjamente florale, buchete de mireasă, lumânări de cununie, botez, cocarde, corsaje pentru nunți. Buticul Catelaia are de asemenea o gamă variată de produse, un decor pentru casă, diferite sortimente de cafea italiană ce pot fi oferite cadou cu succes, alături de un buchet deosebit de flori. Ai săturat să visezi cu ochii deschiși? Zboară direct de la aeroportul Iași. La Paris, să vezi cele mai frumoase muzee. Sau la Bruxelles, pentru o plimbare pe străzile vechi. În mai puțin de 2 ore descoperi un oraș între două lumi, Istanbul. Și recunoaște, abia aștepți să ajungi la Barcelona, un loc perfect pentru o vacanță plină de culoare. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici de celelalte 8 destinații externe directe, pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. Suntem cu toții diferiți, însă reducerile ne plac tuturor. Vă așteptăm la Reflex, unde vei plăti numai jumătate din prețul inițial la îmbrăcămintea și încălțămintea de sezon. Nu ratați ocazia! Reflex, o garderobă de succes de calitate garantată. Transcom, cel mai nou service auto din Pașcani, te așteaptă cu cele mai noi echipamente de înaltă precizie și performanță. Nou la Auto Transcom Pașcani, atelier de vopsitorie și tinichigerie auto, redresări caroserii, îndreptări și înlocuiri elemente caroserie, schimbări de parbrize și lunete, operații de întreținere, vopsire parțială sau totală cu vopsea normală, metalizată sau perlată,
Autotranscom Pașcani a deschis centrul zonal de daune. Consiliere gratuită la deschiderea dosarului de daună. Serviciu de tractare a autoturismului avariat. Autoturism de schimb pentru perioada reparației daunei. Ne găsiți pe strada Moldovei numărul 67 la ieșirea spre Suceava și la numerele de telefon 0232 710602 și 0720 050 640. Bună seara și bun găsit la știrile Actualitatea TV! Funcționarii publici și personalul contractant din primăria Valea Seacă au intrat în grevă. Din această dimineață în care au venit la muncă, aceștia au refuzat să intre în birouri și au stat în fața sediului administrativ. Angajații unității își doreau ca la fața locului să ajungă prefectul județului Iași sau un reprezentant al acestuia. Ei au fost supărați pe primarul interimar Gheorghe Băiceanu, pe care îl acuză de abuz. Consilierul personal e domnul Potolincă, care a avut contractul de muncă desfăcut de fostul primar Roman și a câștigat în instanță, iar domnul Băiceanu nu vrea să ia în considerație hotărârea instanței, să o pună în aplicare. Ba mai mult am înțeles că ieri a desfăcut contractul de muncă din nou, fără să știm pe ce motiv. Și a adus un alt consilier. Ba l-a adus din luna a doua. De pe 2 ianuarie. Da, de 2 ianuarie. Pe motiv că e mai eficient sau care e problema? Nu știm. N-am văzut dispoziția de angajare, n-am văzut. În primul rând nu se pune problema de eficiență, se pune problema de respectare a legalității. Și într-o unitate administrativ-teritorială, cel care asigură respectarea legalității este secretarul OAT-ului. De, în acest sens am făcut o petiție. Noi angajații primăriei Valea Seacă către prefectura județului Iași, în speță către primarul, către prefectul județului Iași, în a verifica actele administrative al emisiei în această perioadă, dacă sunt legale sau nu sunt legale. Noi nu cerem altceva decât respectarea legalității. Problema de competență, am dat un concurs, am venit toți pentru un concurs în această unitate, nu se pune problema competenței. Nu facem comisii de verificare a competenței peste noapte. Gheorghe Băiceanu, primarul interimar, susține că de când a preluat atribuțiile a încercat să facă ordine în primărie, dar acest lucru nu se vrea. Și el își dorește ca un reprezentant al prefectului să ajungă în zonă pentru a purta discuții. Aici la primăria asta Valea Seacă, venea fiecare când vroia, pleca când vroia, deci nu se respecta programul de lucru. După ora de program am găsit primăria deschisă și primăria deschisă și tot, iată, îmi umblau copiii pe aici o dată împrejur, după ce plecam, eu de câte ori plec din primărie, aici se transformă în crâșmă. Și am încercat să pun să respecte legea. Nu vor, pentru că ei de 30 de ani, de când la Revoluție și până acum, nu știu ce e la regulament de ordine interioară. Le-am prezentat, eu am cerut prin dispoziție scrisă și verbală la domnul secretar să-mi prezinte regulamentul de ordine interioară, să-mi prezinte organigramă, să-mi prezinte statul de funcții pentru a face angajări, că avem 8 posturi libere și nu putem să ne desfășurăm activitatea. Uitați, avem oameni, aproape 40% din titlurile de proprietate sunt greșite. Și am vrut să aduc inginer cadastru, inginer construcții, îmi trebuie... Iar ăsta cum se cheamă? Inspector resurse umane. Inspector resurse umane, nu avem comisii, domnule. Date, nu avem comisii, chiar nu sunt date. Conducerea care a fost până acum nu a vrut să-și facă comisiile astea toate. Nu vor să-și facă comisii pentru că comisia de disciplină se încalcă flagrant toate astea și ei nu au făcut comisii de disciplină. Băiceanu susține că angajarea consilierului personal s-a făcut cu respectarea legii. El a susținut că ne pune la dispoziție o copie după dispoziție doar dacă formulăm o cerere de informare publică. Denigrarea postului Actualitatea TV de către Cătălin Cojocaru a eșuat lamentabil. Minciunile acestuia cum că am fi șantajat ordinar APA Vital pentru a obține un contract de publicitate au fost contrazise chiar în mare parte de presupusele victime. Dacă ieri negau șantajul și condiționarea participărilor la emisiuni de o prestație financiară cei din conducerea Arsacis, astăzi și președintele Consiliului de Administrație al APA Vital Iași, Mihai Doruș, a negat că ar fi vorba de așa ceva.
Chiar dacă a suferit să vorbească cu jurnaliștii de la Actualitatea TV, respingând orice apel de pe numerele cunoscute sau să nu răspundă la SMS, atunci când a fost apelat de pe un număr de telefon pe care nu-l cunoștea, Mihai Doruș nu a mai avut cum să evite răspunsul la una dintre întrebările noastre. În schimb, reprezentantul APA Vital nu a dorit să continue discuția pe motiv că... Vreau să vă întreb dacă considerați că v-am șantajat vreodată? Despre noi, despre persoana mea, despre alte persoane angajate la APA Vital, fără să-mi cereți părerea, fără să mă întrebați, fără... În acel moment, eu consider că noi am încheiat orice discuție. Menționăm că Actualitatea TV și newspașcani.com l-au avut ca subiect principal pe Mihai Doruș doar în articolele în care a făcut public venitul acestuia la APA Vital. El a câștigat în 2014 împreună cu soția sa 300.000 de lei de la Societatea de Apă Canal, iar din chirii alții 55.000 de lei vechi. Doamnele și domnișoarele din orașul Târgu Frumos au fost sărbătorite aseară cu muzică și dans la Casa de Cultură Garabeti Brăileanu. Reprezentantele sexului frumos au fost întâmpinate cu buchete de flori și urări de bine din partea primarului Ionel Vatamanu. Edilul local a organizat un concert special pentru ziua de 8 martie intitulat Femeia în sărbătoare și dedicat exclusiv femeilor. Să rămână, doamnelor, domnișoarelor, tuturor femeilor de pe acest mapamon, de pe globul pământesc, astăzi este o sărbătoare extraordinar de mare, drept dovadă că sunteți puternice, puteți să fiți unite și să sărbătoriți. Noi, ca și bărbați, așteptăm, am înțeles că prin octombrie să avem, dar sper că mâine să sărbătorim și noi ziua. La mulți ani, să fiți sănătoase, frumoase sunteți, ca și din partea mea, ca și administrația orașului Târgu Frumos, căutăm să facem și noi exact ce putem. Am promis cândva că mă voi ocupa puțin de Casa de Cultură. De dovadă, ne întâlnim din ce în ce mai des. Sperăm că o să ne organizăm cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști. Dumnezeu știe ce o să mai iubească. Sănătate, tot ceea ce vă doriți, să vă iubiți aproapele, ca să ne simțim și noi în sânul familiei, să vă iubiți aproapele. Pe scenă au urcat mai mulți artiști de muzică ușoară și populară din zona Moldovei, iar la final publicul a aplaudat îndelung reprezentanța lui Ion Surucianu. Să ne audă lumea mare.
fostul director al Clubului Copiilor din Pașcani a decis să facă anumite precizări în legătură cu înlocuirea sa din funcție, dat fiind că acesta s-a petrecut în timp ce el era în concediu medical. Gabriel Ciopraga spune că nu a avut timp de reacție, întrucât a aflat că a fost demis chiar pe patul de spital. Se afla la cumpărături când s-a prăbușit la pământ și s-a trezit la Spitalul de Neurochirurgie Iași. Acesta a declarat că l-a surprins modul în care inspectoratul școlar a justificat decizia de a-l demite, mai ales că în urma evaluării manageriale pentru anul școlar 2014-2015 a primit calificativul foarte bine. Ideea că nu mai sunt director nu e o problemă, pentru că nimeni nu s-a născut și nu o să moară director. Ideea este că nu mai sunt director, că nu mi-am făcut hârtiile. Și atunci, dacă ar fi chestia asta, e adevărat, nu oricine este meseriaș și perfecționist în hârtii. Sunt de acord. Dar între a alege lucru cu copiii comunității locale și hârtii, și în așa fel încât să încerci să rezolvi ambele chestii foarte bine, normal că prioritari sunt copiii comunității locale. Mi s-a spus că sunt deficiențe în ceea ce privește comunicarea cu inspectoratul școlar în ultimii 2 ani. Anul trecut am primit un calificativ de foarte bine. Demiterea mea din funcția de director s-a făcut pe data de 25 februarie, dată în care eu eram în concediu medical. Concediu medical care a început pe data de 22 februarie și s-a încheiat pe 2 martie. Concediu medical este emis de Spitalul de Neurochirurgie din Tătăraș, din Iași, fiind luat un picuț cu salvarea din Palace Mall. Gabriel Ciopraga a subliniat că are o colaborare foarte bună cu actualul director, cu care lucrează de mai bine de 20 de ani. În ceea ce privește relația cu inspectoratul școlar, el amintește o singură situație în care nu a predat documentația ce i s-a cerut, lucru care s-a întâmplat din motive obiective. Decizia a venit la mine acasă prin poștă, în data de 25 februarie, dată în care eu eram în spital internat, și dată în care s-a făcut și Consiliul Profesoral pentru schimbarea directorului. În ceea ce privește colaborarea cu actualul director, este fantastic. Noi colaborăm, eu cu doamna preotul colaborez din cel puțin 20 de ani, să nu zic 25. Au colaborat foarte bine, colaborăm foarte bine. Gabriel Ciopraga a ținut să precizeze că demiterea din funcția de director nu afectează niciun fel activitatea sa ca profesor la secția karting din cadrul Clubului Copiilor. Acesta anunță că pregătește o vară plină de antrenamente și concursuri pentru elevi. Cea mai importantă precizare pe care o repet este că lucrez în continuare la Clubul Copiilor, aștept în continuare copiii, nu trebuie să fie îngrijorați pentru că ne așteaptă o vară de concursuri, ne așteaptă o perioadă de antrenamente, așa că îi aștept și vom lucra în continuare. Acum sunt fresh, mi-am revenit, nu se pune niciun fel de problemă. Primarul Dumitru Pantazi încearcă să schimbe pe ultima 100 de metri percepția generală și să arate că administrația locală pe care o conduce este transparentă. El a dat spre publicitate pentru prima dată în cei 4 ani de mandat, dar și în istoria primăriei, lista achizițiilor pe care instituția dorește să le facă în anul 2016. Deși documentul nu spune clar cine și cum poate vinde bunuri și servicii primărie, totuși, acesta are o mare importanță, deoarece pentru prima dată pășcănenii pot vedea pe ce merg banii publici. Astfel, lucrări de infrastructură, precum asfaltarea străzii gării până la pantofii polițiștilor locali, aceste intenții de achiziționare sunt făcute publice cu sumele estimative ce vor fi cheltuite. De exemplu, în anul 2016 se va cumpăra motorină de 78.475 de euro, servicii de proiectare piață strada ceferișilor 56.053 de euro, servicii de publicitate în valoare de 65.000 de lei fără TVA, carton și toren în valoare de 100.000 de lei. Un important nod rutier din comuna Tătăruș a intrat într-un amplu proces de modernizare. Este vorba despre podul satului care asigură legătura între Tătăruș și Pietrosu. Lucrările au început din luna februarie și se vor finaliza în vara acestui an, chiar dacă constructorul are termen de execuție a lucrării de 1 an de zile. Circulația pe vechiul pod al satului se desfășura în condiții grele, atât pentru pietoni, cât și pentru autovehicule. La Tătăruș a început o investiție nouă în acest an. Este vorba de construirea
podului satului, peste pârâul satului, care face legătura între satele Petrosul și Tătăruș. Este o investiție de 100.000 de euro, o investiție finanțată cu bani de la Guvernul României prin Ordonanța 28, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Durata acestei construcții este de aproximativ 5-6 luni de zile, deci în vară cetățenii vor beneficia de acest obiectiv mult așteptat. Finanțarea este în totalitate de la Guvernul României. Constructorul deja a început lucrările și cât va permite timpul, se va lucra din plin. Noul pod construit va fi prevăzut cu o cale de acces pentru pietoni. Malurile digurilor peste care va fi construit vor fi betonate. Finanțarea obiectivului s-a făcut prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. De câteva zile au fost reluate lucrările de reabilitare a străzii Nicolae Iorga din Pașcani. Utilajele au fost aduse în teren pentru intervenția la partea de canalizare pe Panta Mârzasca până în zona hotelului central, unde va fi refăcut și terasamentul. Pe strada Nicolae Iorga, inclusiv panta pe care pășcănenii o poreclesc Mârzasca, lucrările vor fi reluate de luni. Momentan se fac pregătiri în acest sens. Acolo s-a lucrat și se va mai lucra la alimentarea de apă și la canalizare. Proiectul este de 1,6 milioane de lei. Cei de la Conest, alături de cei de la Construcții Hidrotehnice, au câștigat acolo lucrarea. La fel va fi covor asfaltic și se vor face și trotoarele. Astăzi, în timpul lucrărilor, muncitorii au rupt un branșament, motiv pentru care a fost necesară sistarea alimentării cu apă pentru un număr de 30 de case din zonă. După aproximativ 30 de minute, problema a fost rezolvată parțial. Proiectul de hotărâre inițiat de consilierii opoziției cu privire la organizarea unui referendum prin care populația să fie consultată cu privire la viitorul Arsacis și Apa Vital la Pașcani este în lucru la angajații aparatului de specialitate al primăriei. Actualitatea TV a solicitat astăzi administrației locale să explice stadiul inițiativei consilierilor din opoziție. În ceea ce privește demersul unor consilieri locali pentru a face o hotărâre de Consiliu Local privind organizarea unui referendum în municipiul Pașcani împotriva celor de la Apa Vital și pentru ieșirea din Arsacis, documentațiile au ajuns la secretariatul primăriei municipiului Pașcani, la secretarul primăriei, au ajuns deja și la compartimentele de specialitate, proiectul este în lucru și va ajunge pe ordinea de zi, cel mai probabil în ședința din luna martie ordinară. Proiectul a fost semnat de consilierii Ioan Danu, Andrei Vârcă, Marius Pintilie, Eugen Chiriac, Diana Axinte și Dragoș Voinea. Aceștia vor ca pășcănenii să răspundă la întrebarea: sunteți de acord cu renunțarea la serviciile operatorului Apa Vital S.A. și retragerea din Arsacis Iași? Au fost emoții mari și astăzi pentru elevii din clasa 11 și a 12 care au susținut proba de matematică sau de istorie în funcție de profil în simularea examenului maturității. Reporterii Actualitatea TV au chestionat câțiva elevi ce părăseau școala și care au declarat că subiectele au fost relativ ușoare și chiar binevenite înaintea examenului propriu-zis, fiindcă, cred ei, mai au timp să se pregătească pentru stresul cel mare care va fi în vară. Destul de ușor. Având în vedere dacă înveți și ești pregătit oarecum 70%, cred că este destul de ușor. Ce profil ești? Științe sociale. Și ai avut istoria? Da, istorie. Cât ai pregătit pentru simulare? Sincer, 50%. N-aș putea spune că m-am pregătit în totalitate pentru că am fost foarte pasivă. Am zis ce notă lua, aceea o fi. Totuși simulare. Totuși simulare, da. Până la BAC mai sunt câteva luni. Te-ai pregătit mult înainte? Nu. Sincer, nu. Totul o decurs de la sine. Cât am știut, atât am scris. Dar cum ți s-au părut ca nivel de dificultate subiectele? Sincer, a fost ușor. Mă așteptam, de exemplu, un capitol din proiecte politice, ceva mult mai greu. Dar a fost ușor. Cam ce notă crezi că ai putea să obții? Peste 7. Peste 7? Da. Următoarea probă? Mâine la sociologie. Te-ai pregătit? Te mai pregătești astăzi? Da, puțin mă pregătesc. Ușor. Oarecum. Te-ai pregătit mult înainte? Că dacă spui că a fost ușor, mă gândesc că te-ai pregătit. M-am pregătit, doar că la a treia parte m-am cam încurcat. Ce a fost la a treia parte? Trebuia să facem un eseu despre lumea postbelică. Da. Și ai reușit? Am început, dar nu prea am terminat. Ce crezi că ar putea să obții?
6-7, cam așa. Mai bine. Chiar. Te-ai pregătit mult înainte? Nu prea, că am învățat, dacă învățai oral, nu. Nu au fost subiecte foarte grele. Nu, a fost chiar bine, chiar simplu. Cât crezi că e? Nu, pot să-mi dau o notă singură. Ai, încearcă. Acolo, o notă poate, mai mult nu cred, sau mai puțin, nu știu. În cealaltă tabără, elevii de la profiluri reale au întâlnit dificultăți la această testare, matematica fiind în continuare o materie abstractă, cel puțin la ultimul subiect. Păi a fost destul de greluț, să spun așa. Cel puțin eu nu m-am descurcat așa de bine. Te-ai pregătit înainte? Nu unde a ajuns. Exact, m-am pregătit, dar nu suficient. Asta o să fie o lecție pentru mine, adică pentru bacalaureat trebuie să mă pregătesc mult mai intens. Spune-mi unde ai întâmpinat cele mai multe probleme, dificultăți? La aproape toate subiectele. Au fost, nu știu, ori mi s-au părut mie, ori au fost ceva mai dificile față de... Ai apucat să schimbi câteva cuvinte cu ai tăi colegi, să vezi ce părere au ei? Nu, deocamdată nu. Să... schimbăm păreri. După, da, da. Greu. Greu? Da. Ai pregătit mult înainte? Am făcut vreo câteva variante zilele astea. Da. Profesorul la clasă sau individual? Individual. Am făcut și cu domnul dirigente vreo câteva variante. Și ce a fost cel mai greu? Subiectul 3. Ce a fost acolo? Trebuia să determinăm o funcție, dacă este continuu în 1 și... E bine, nu contează, dar până la subiectul al treilea te-ai descurcat bine, crezi? Da. Ce notă îți dai? 7. Reamintim faptul că rezultatele la simularea bacalaureatului vor fi comunicate elevilor în data de 18 martie, iar simularea are ca obiective familiarizarea elevilor din clasele terminale de liceu cu rigorile examenului pe care îl vor susține la finalul învățământului liceal, stabilirea nivelului real de pregătire atins, precum și optimizarea pregătirii. Recital de cântece și poezii cu ocazia zilei de 8 martie în cadrul unui eveniment organizat de Șansa 2010. Membrii asociației au marcat Ziua Femeii printr-o activitate inedită cu titlul Femeie, Floarea Vieții, care s-a desfășurat sub forma unei seri culturale în pub La Castani. Evenimentul a debutat începând cu orele 19 și a adus împreună tineri talentați care au cântat împreună cu invitații, printre care și câțiva părinți. De la înființarea asociației, ziua de 8 martie a fost marcată anual de către voluntarii Șansa 2010. Aceștia au organizat numeroase proiecte socioculturale, cum ar fi expoziții de mărțișoare handmade, campanii de zâmbete, dezbateri tematice sau programe artistice. Și dezbate știrile și pe site-ul nostru online www.newspașcani.com, cât și pe Facebook totnewspașcani.com. Dacă aveți o informație care poate deveni o știre, nu ezitați să ne contactați la numele de telefon afișate pe ecran. Știrile Actualitatea TV se încheie aici. Vă doresc o seară frumoasă!